Întorc brațul cu partea opusă, controlez partenerul din nou cu sabia mâinii, înainte, nimic în doar rău.
nu aș de față, face bine, nu asta e problema. Problema este că noi când îl facem acum, este un atac din spate. De ce din spate? Pentru că e mai ușor de făcut. De înțeles. Trebuie să-l arunc și pățesc la altul ca și cum ar fi un bis. Dar deci nu trebuie să fac așa. Tehnica este eficientă dacă e dezechilibrat. Da? Și eu asta fac în dezechilibrat. Pentru asta nu fac niciun efort. Nu trebuie să-i încorc un mușchi. Și doar trebuie să merg cu el în greșea în care mă interesează ca este mine. Acum să-l apăs, să mă forțez, da? Doar mă deplasez de spicet, da? Ok? Cu toate știm că în Aikido folosim cât se poate de mult din energia partenerului. Dacă eu încerc să opresc energia partenerului, să o aduc la zero, cu zero n-am ce face. Nu? Eu trebuie să o folosesc și ghilimele să o întrețin, astfel încât ea să nu fie zero, da? Și trebuie să am grijă să o duc în direcția care mă interesează pe mine. Care este aia? Care, cea care de obicei îl dezechilibrează pe partenerul meu. Treaba asta este destul de greu de înțeles, da? Și mai greu de făcut. Dar este esențială în Aikido. Dacă încerc să opresc energia și apoi să fac ceva cu el, să-l arunc, să-l fixez, da? Va trebui să iau treaba de la zero. În cazul nostru, el are de două ori vârsta lui, mi-a fi făcut. Da? Și el este mult mai puternic decât mine. Eu n-am nicio șansă ca fizic să-i fac față. Da? Singura mea șansă este că știu ce, fac, ce se fac cu forța lui. Asta e important. Bine, zice, dar nici măcar nu l-ai atins. Evident că nu l-am atins. Da? Dar dacă nu s-ar fi ferit, l-aș fi atins. Da? Deci mișcarea trebuie să fie atât de convingătoare și ea trebuie să lucre exact unde trebuie, încât partenerul să creadă că nu are altă șansă decât să cadă, da? Să scape de lovitură. Nu? Pas! E foarte important acest lucru. Ceea ce îi sugerez partenerului meu, agresorului meu, da? Numai decât ceea ce îi fac. Care noi lucrăm, dar nu numai în Aikido. În foarte multe sisteme de luptă sunt faptul că noi știm că partenerii noștri, agresorii noștri, cei care avem de-a face, reacționează instinctiv. De exemplu, oricât îi spune lui Bogdan, stai cu ochii deschiși, el îi închide, da? Știe că nu-i fac nimic, că nu-l vezi, dar închide ochii imediat, da? Pentru că inconștientul lui dictează, închide ochii că dacă cumva te lovește. Sigur, e posibil să lovești, să greșești, să-i dau peste ochi, categoric, da. Deci vreau să spun că instinctul lui de conservare este prietenul meu. Deci eu pot folosi aceste lucruri, dacă știu cum, da? Asta funcționează și aici, da? Ca instinctul lui de conservare să intre în funcțiune, să lucreze, da? El trebuie convins, nu Bogdan, instinctul lui. Dacă voi face așa, nu s-a întrebat nimic. Instinctul zice, fii atât, eu bun. Da?
știți că se spune, da? Că unii spun, domnule, Aikido nu este lovitură. Alții zic, bă, nu, Ieshiba a spus că Aikido este 78-89%, nimeni nu știe exact procentul, da? Aterii. Și pe acest subiect sunt foarte multe controverse. Sigur, niciunul din noi, dacă nu știți că o Ieshiba se auză cu rică, zice, a spus Ieshiba. Cum s-a spus? Uneori s-a îmbăcat în o aură de legendă cuvintele și faptele lui, dar nu asta este important. Important este că nu poți să te aștepți, da? Ca cineva care te atacă și te lovește, da? Să fie oprit de o mânghiere. Nu știu că e imposibil, dar practic nu se întâmplă asta. Așa. Să presupunem că partenerul meu mă atacă Gyaku Hanmi. Eu simulez o lovitură. El are câteva variante. Asta care a făcut-o acum, a dat capul pe spate și a pus brațul. Da? Fă-o din nou. Da? Foarte bine. Asta înseamnă că centrul de greutate s-a schimbat până când s-a lăsat pe spate. N-am decât să intru și îl dau jos. Simplu. Cineva îmi spunea, zice, da, dacă nu dă capul pe spate? O mai are dreptate. Dacă nu dă capul pe spate, din nou în aceeași direcție, da? E tot de desfibat. Persoana mi-a zis, da, dacă dă capul în partea aia altă. Sigur, e dreptul lui. Orice ar face cu capul, da, pe spate, la stânga sau la dreapta, sigur, doar dacă intră în lovitura mea, de asta n-am descris, de asta n-am discutat, dar asta e cu toate din lucru. De ce că am terminat tot? Deci, pe spate, la jos, da? Încolo, la jos, partea aia, da? Nu cu acei care te nagi. Vedeți că el îmi spune că ce trebuie să fac. Da? Nu eu. Eu ce fac? Doar prospitul. Da? Situația în care el mi-o spune. Ușor, ușor. Deci nu vă spune prospit. Deci nu vreau de la voi să vă invit partenerii de somn. Asta e ușor de făcut după ce partenerul e dezechilibrat. Să ești într-o poziție favorabilă. A face rău cuiva, orice chip, chiar dacă nu e nevoie, este o prostie. Dar toate acestea se bazează pe faptul că el va reacționa. A reacționa. Deci orice mișcare face, da? Eu sunt de acord cu ea. Nu mă opun. Doar o urmez și o folosesc. Da? Optim. Thank you.
capăt, totul meu se capete o înțelegere firească a niștelor, chiar dacă e în cameră cu realitatea. Sigur, ideal ar fi să fac ca realitate de aceleași măsuri cât fac antrenament. E posibil să nu rămân în viață. Pentru că realitatea poate fi extrem de dură, uneori imprevizibilă, atunci nu poți risca acest lucru lume. Te duci în stradă și vignești pe toată lumea, toți așa, în speranța că o să ai suficient oameni care să te bați ca să înveți și ai chile. O să ia. Important este să controlezi un conflict fără să intervii, fără să indici în conflict. Așa, asta e greu de făcut în mod real. Ea trebuie simulată ca orice conflict, ca orice experiență în care în laborator și apoi apare. Sigur că ai fi o probabil că cea mai mare parte rămânem la nivelul de laborator și n-ajungem să verificăm tipurile astea în realitate, din fericire. Pentru că acesta este unul din obiectivele noastre. Da? Încercăm să evităm conflictele reale. Cum? Făcând aia seama, evitându-le pur și simplu, da? Controlându-le fără să intervenim în mod agresiv, să sprijinim alte conflicte, da? Sau deturnându-le de la obiectivul inițial către un obiectiv ultim acceptat. Dacă cineva mă rădește, eu pomenuțe cu o pânză, da? Dacă nu știu că zice că botelul spontan este o pânză, da? Se rădește eu, da? Este greu de când zice voi putea face acest lucru, da? Dar ceea ce-l fac, o să fie bine. Știu de asemenea că lovitura lui nu este veșnică, are o traiectorie, da? Și apoi se stinge. Ideea este că ori mă apropii destul de mult de baza loviturii, da? Și o duc către sol, da? Sau mă duc direct către sfârșitul ei. Acesta ajunge la sfârșit, da? Pentru ca să ajungi la sfârșit, trebuie să traversezi tot momentul. Deci dacă o să fac așa, o să tot timpul cu spatele la el. Nu știu, poate că se oprește în momentul ăla și le ajunge la sfârșit, la în spate. Da? Deci mișcarea este în felul acesta. Sau dacă în mod direct trebuie să mă apropii, da? De locul de înălțime. Este mult mai greu așa. Da? Poftim? Încercăm de afară bocheni. Pentru mai familia. Eu vom înălțe și fanari. Da? Formă. Da? A doua formă. Dacă îl văd tot timpul și văd mișcarea, știu când va fi sfârșitul.
reacții foarte rapide și urmărirea mișcării lui s-ar putea să mă coste o groază de timp. Ceea ce știu eu este însă că el va fi la sfârșit acolo. Întrebarea este unde acolo, cât de acolo, da? Da? Deci, dacă vă fi asistit, sigur vă dau contact cu el, da? Deci unde vă ducea, unde se duce, te lăsa să fac. Și Fanaghe, da? Pote Gaiții, da? Unde o stai? Nimic, da? Tot ceea ce știu, unde știi mai mult sau ce mai puțin. Important este să ajung acolo. Încetul cu încetul aceste lucruri n-ar trebui să mai fie o problemă. Dacă obiectele al meu face parte din ființa mea, da? Mă comport cu el, îl mișc ca și mai fi o prelungire a mea, lucrurile sunt simple. Dacă n-am un astfel de obiect, îl pot obține, dacă n-are parte din meu. Nu? Ca să mă și încurce, sau să mă trai singur, sau să mă trai cu picioare, da? Așa mai departe. Lucrul cu arme este important pentru mai multe motive. Odată pentru că îmi permite să învăț extensia propriei mele energii, da? Trebuie să pun chiu, tot picioare, nu? În capătul armei, nu acolo de țin mâine. Dacă energia este aici, da? Înseamnă că țin foarte bine arma, dar asta nu mai ajută cu nimic. Da? Energia trebuie să fie aici, da? În cap. Se văd că e mai greu să pictezi cu pensula care se află în capul unui băț, nu? Decât cu pensula în mână. Poate că nu toți pictați, dar cu toți scrieți. Cum ar fi să vă semnați, da? Pe o hârtie, ca să semnezi pe o cerere, un stilou care se află în capă. Imposibil. Nu zic vreodată? Imposibil. Îți trebuie o hârtie de 2 metri pe 2 metri și vei semna cu o semnătură pe care nimeni nu va recunoaște. Nici chiar tu. Da? Dacă pixul se află aici, tot se semnă. Eu comerc în poți să simți arma și partenerul ca și mai face parte din un singur corp, da? Trebuie forță pentru chestia asta? Sunt în spatele lui, pot să fac ce vreau acum. Este cel care a riscat, este cel
credeți că cineva care are o armă tăiată la gât își permite să îmbute? Deci putea să un conflict armat care poate fi controlat dacă am începerea de a face aici ultimul de rigoare. Fac decât să-l controlez, observați? În tehnică de control, 1, 2, 3. Nu așa, nu așa, exact așa, nu? Mă spune, mai rupe, ci pui sabia la gât și lasă terminat. Nu e adevărat. 1, 2, 3. Să luăm bochenă și să facem cu toți această mișcare. 1, 2, 3. Înainte. Poftim. Mă întorc către studer. Da? Intim această armă care face față rău. Celui care a spus că dragostea și prietenia sunt cele mai importante. Înseamnă că mă oblig moral să nu fac rău. Este o formă de respect pe care o să vă rog ca toți cei care s-au practicat pe video în federația noastră să o folosesc. Da? În asta armă? Este o vizită de treabă. De acord? Ok. La fel sunt terminat. Se refuge în țară. La viață nu se pot să sunt câteva probleme. Spuneam unui coleg de-al nostru că sabia trebuie ținută în mână ca o pasăre. Dacă aș mai avea o pasăre în mână care, dacă stă în fiata, are o mor. Dacă mâinile mele sunt prea libere pe ea, da? Pasărea zboară. Da? Deci trebuie ținută atât cât pot să controlez sabia ca și mai face parte din propriul meu corp. Da? Nu așa? Pentru că atunci nu mai face parte. Este un obiect străin. Mai mult, o să vedeți că tehnicile de aikido cu sabia mă obligă, da, să fac tot felul de mișcări cu sabia, da? Da? Pot face treaba asta dacă țin mâinile strânse pe ea. Nu, nu, fără bătăi. Sabia trebuie manevrată cu oricare din mâini, da? Chiar dacă ea teoretic se ține doar cu mâna dreaptă sus, lângă supa și mâna stângă aici. Mâna dreaptă deci este aproape de gardă, de supa, da? Degetul acesta nu este fixat arătătorul, pentru că el arată direcția loviturii, da? Mâna stângă este spre capătul armei, da? Asta este mâna de forță care ține greutatea armei și mâna stângă este cea care dă direcția armei. Da? Apoi, poziția ei în fața unui partener este pornind, este, ea unește cele două puncte, seicanoide, în centrul meu energetic, da? Și fața partenerului, da? Deci dacă de aici, pornește acolo. Deci nu așa, nu așa, nu așa, nu așa, da? Cel puțin în primii 5 ani. După 10, 15, 20 de ani de practică, nu mai contează într-adevăr unde ții arma, pentru că poți să o miști, să o aduci unde trebuie, fulgerător. Da? Dar la început trebuie să învățăm poziția corectă, umerii sunt pe spate, da? Pesele sunt strânse, să iei ca noi centru este înainte, aruncat înainte, da? Picioarele sunt această formă. Asta este poziția corectă, da? Și o menuții, da? Deci, 1, 2, 3. Trebuie să o mișc atât, să fiu în stare să o mișc atât de ușor și de rafinat, încât să pot să, chiar dacă taie, da, și o pun pe gât, fără să, și măcar să zgârie. Da? Este extrem de important, sigur, că sabia mea nu taie, nici nu este ce-s periculos și nici sabia nimănui de aici nu taie. Este o
regulă, tocmai ca să nu putem accidenta, răspund că ea trebuie manevrat de așa manieră încât ori cu degetul, da? Ori cu mâna, da? Ori cu sabia să fie același lucru. Cred că e nicio diferență. Sabia mea nu-i face rău, este ceea ce face pumnul meu. Eu sunt de acord cu voi că unii vă zic, bine, dar e ireal, ăla are sabia în mână și tu n-ai nimic, apoi îți dă una în cap cu sabia, dă-mi una în cap cu sabia. Nu au primit, da. Dacă acum voi încerca să fac treaba asta, e târziu. Dacă acum fac treaba asta, e de vreme. Nu pot decât într-un singur fel. Cum? Atunci când trebuie. Ca să pot face treaba asta, să mă pot armoniza, să devin una cu partenerul meu, unul, nu trebuie să fiu încordat. Sunt încordat, dacă aștept atacul, da, treaba asta îmi limitează extrem de mult mișcări. Trebuie să fiu relaxat, da? Acum aș vrea să vă spun pe mulți o să-ți facă să zâmbească, da? Dar trebuie, așa trebuie să gândești ca să ajungi în această stare. Să fii relaxat și să te gândești că într-adevăr poți să mori dacă te lovește, da? Dar la fel de bine poți să și nu mori. Și că de murit tot trebuie să mori. Evident, de mai bine, mai târziu decât mai devreme. Dar cel mai rău lucru care poate să nu este să te lovească. Pot altceva? Nu? Deci nu totdeauna o lovitură este lucru cel mai degradant sau cel mai neplăcut care se poate întâmpla. Sau, zicem, lucru care nu poate fi suportat. Dacă înțelegi acest lucru și îți asumi această responsabilitate ca să nu spun risc, atunci lucrurile pot să evolueze în direcția asta. Nu pot să fiu, să mă contopesc cu oricine, să mă armonizez cu oricine, dacă nu sunt liber să fac treaba. Dacă stau așa, încordat, da? Da? Consum o groază de energie cu starea asta de veche, cu orice chip, da? S-ar putea să nu folosească mai mult. Nu? S-ar putea ca să nu folosească uneori, sigur, un om pregătit și prevenit este mai șansa mai mare decât unul care nu e prevenit, dar, pe de altă parte, cum spuneam,
acest lucru mă blochează. Între timp ce vorbesc eu, tu îți lovește când vrei, da? Da? Deci dacă o să participați cei mai vechi aici, da? O să vedeți că chiar dacă lumina este stinsă și este întuneric, lucrurile se petrec la fel. Da? Pentru că nu trebuie să-l văd pe Bogdan când mă lovește. Se simte mișcarea lui destul de bine dacă Bogdan sau alții ca el m-au atacat trei timp de 20 de 30 de ani, acest lucru îl simți doar când se mișcă aerul înaintea lui. Este foarte important. Dacă vedeți o practică a unei arte marțiale ca un lucru, ca șurubatul unui șurub, nu vă spun că se șurubește lucrul, e o chestie degradantă, da? Dar dacă îl vezi ca o chestie cu capăt și coadă, n-ai niciodată șansa să ajungi să faci echilibru în felul acesta. Dacă te gândești că ai tot, este lucru care îți îndreptă toată viața, da? Atunci sigur că ai răbdare, nu te grăbește nimeni, ai mulți ani înainte, mai ales voi, și puteți să faceți în felul acesta, fără grabă, relaxat, da? Încercând să înțelegeți mesajul echilibrului. Da? Am spus că să luăm pe bucăți. Deci, observați că eu nu intru direct, da? Intrarea mea este aici, da? Nu vreau să risc, pentru că e posibil să mă împiedic, e posibil să mă mișc cu întârziere, și atunci mă lovește. Îmi iau toate măsurile posibile, chiar dacă unele nu sunt foarte evidente, ca să nu fiu lovit. Deci, o dată ies puțin în afară, da? Și încerc să fac când trebuie. Când trebuie. Când se ridică brațul, da? De ce am făcut mișcarea asta partenerului meu? În primul rând pentru că capul unei persoane, da, este unul din lucrurile cele mai ușor de manevrat și avantajul este că el trage corpul după el. Stați, da? Deci ne-a pus mâna pe umeri lui sau pe spatele lui sau pe brațele lui și doar pe capul lui. Eu sunt aici, da? Și în momentul următor, fiindcă i-am întors capul, nu pentru că l-am ocolit, pentru că dacă l-ați ocolit, aș putea să fiu în partea asta, dar dura foarte mult. Da? Că sunt în partea aia, dintr-o altă. N-a durat deloc. Da? M-a ajuns unde am vrut eu, dar pentru că el m-a adus acolo. Sus? Da? Bun? Neglijent și cu forță pot cauza partenerul meu probleme. Da? Un. Acum să facem ce-am spus mai înainte cu sabia, uitați, da? Să spuneți că am o sabie în mână, da? Deci, am ieșit afară. Gândul de urechi, de nas, de gât, da? În speranța că o să-l controlez. Punctele care fac pentru tine acest lucru, trebuie să învățate, cetul cu cetul, astfel încât nu devine periculos pentru el, da? 1, 2, 3.
Sistemic. 1, 2, 3, 8. Da? Indiferent pe unde, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici.
că în mâna partenerului tău se află cel puțin un cuțit, dacă nu o sabie. Nu este un pumn sau o mână goală, da? Este o armă. Da? Da? Arma niciodată către mine, da? Niciodată către mine. În multe dojuri, da? În România și în alte părți, da? Este un pumn. Se văd că e nici partea asta. Da? Sigur că în dojuri nu se întâmplă nimica pentru că eu o piesă aici, un scenariu pe care îl face. În realitate, al jumătății practicanții de aici. Deci uitați-vă puțin o tehnică de aici. Un, doi, da? Lumea ca să nu e extraordinar ce frumosă de băiat ăsta. Ăla mai bătrân. Bătrânul nu mai are burtă. Da? Deci, e cu asta, uitați-vă, da? Pe mine, am riscat să mă taie. Eu cum mă mănânc, da? Păi nu ai ce zic eu că am făcut. Da? Sigur, l-ai făcut, dar fără burtă. Da? Lucrurile sunt extrem de periculoase. Dacă lucrezi neglijent, dacă nu ai putin poate acest lucru în minte, vei învăța procedeile neglijente. Ele sunt bune aici, dar nu mai aici. Prieteni. Niciodată. Și-o mențu chicote ca aici, optim. Încet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Poftim. Până rău, cu mâna. Deci, 1, 2, 3, 4. Un, doi,
să folosesc? Brațul este în control, corpul este dezechilibrat, este obligat să se sprijine, da? Gâtul lui, care este un punct sensibil, controlul meu. Eu se sprijine foarte comod piciorul meu.